Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Iasmina și în videoclipul de astăzi am să-ți arăt modul în care eu realizez icoane. Filmez cu mult timp înainte de sărbătorile pascale, când aș vrea să postez acest videoclip și e perioada asta nebună cu virus și cu tot felul de vești înspăimântătoare despre care nu vreau să vorbesc acum, dar cred că acest proiect o să-mi aducă puțină liniște și sper că în momentul în care acest videoclip va fi pe canalul meu de YouTube, totul o să fie bine și o să ne auzim cu bine cu toții. Și atunci, haideți să trecem la lucruri mai pozitive și să-ți arăt cum încep. Aceasta e o bucată de lemn. Am mai realizat icoane în trecut din bucăți de lemn pe care le aveam prin gospodărie, rămase din materiale de construcții, cum am lucrat la casă. Și în funcție de lățimea scândurii, și aceasta a fost o scândură mai lungă, în funcție de lățimea scândurii, l-am rugat pe soțul meu să le taie tot atât de late, astfel încât suportul meu să fie unul pătrat. Nu mai am resturi, iar această bucată este dintr-o scândură complet nouă cumpărată de la un magazin cu articole de construcții. Cred că a avut o lățime de 25 sau 30 de centimetri și l-am rugat pe soțul meu să o taie tot atât de lată, astfel încât din acea scândură am câteva bucăți. Bun, deci asta este bucata noastră de lemn. Primul pas va fi să șmirgluim, ca să o facem fină la colțuri, să nu ne agățăm în ea și să nu se distrugă în timp. Îmi place să folosesc șmirglu din acesta cu burete la mijloc, pentru că e mai ușor și de ținut în mână și de folosit. Practic, mergem pe toate mușchile și șmirgluim. Și acum vedeți că e mult mai fină marginea. O să fac la fel pe toate muchile, nu are sens să mă urmăriți cum fac eu tot acest proces și când voi termina, voi reveni. Ok, acum că marginile noastre sunt finisate, pasul următor va fi să acoperim întreaga suprafață cu gesso, care este un grund pe bază de apă, pentru o mai bună acoperire și pentru a face culorile noastre să fie mai vii. Da? Deci dacă substratul nostru este alb, atunci rezultatul final va fi mai luminos. Și culorile aplicate ulterior se vor întinde mai bine. Vom consuma și mai puțin produs și rezultatul va fi mai fin pentru că acest grund va umple porii lemnului. Okay.
Deci am să întind pe toată suprafața gesso și apoi și pe margini și voi reveni când am terminat. Ok, deci am acoperit toată suprafața cu gesso, deci cu grunt alb și marginile de asemenea. Spatele a rămas natur, nu e acoperit în niciun fel. Bine, și atunci am luat niște hârtie specială de decupaj. Este o hârtie mai groasă decât un șervețel, dar nu chiar atât de groasă ca o hârtie de orez. Hârtia de orez iarăși se pretează foarte bine pentru așa ceva, dar de această dată nu am găsit, am găsit hârtie decupaj. Și am tăiat marginile, a rămas doar poza efectiv, pe care o vom aplica cu mat medium. Eu mi-am făcut aici niște însemne unde să o poziționez astfel încât să vină exact în mijlocul bucății de lemn. Și atunci vom aplica lipiciul nostru. Este mat medium de la Liquitex, ceea ce înseamnă că se va usca mat și transparent. Dar fiind mat, da, aspectul nu va fi lucios, o să putem să aplicăm și alte substanțe deasupra, da, gen culori acrilice și vor prinde pe suprafața hârtiei noastre. O să întind adezivul. Acum o să încercăm să punem hârtia, da? Să o aliniez. E important cum începem, că apoi o să fie mai ușor de aplicat. Încerc să nu rămână aer dedesubt. Un astfel de proiect este un proiect care se realizează în mai multe etape și poate să vă ia chiar și o zi sau mai multe zile. Nu este un proiect pe care să îl puteți termina într-o jumătate de oră, pentru că sunt multe etape și trebuie să așteptați să se usuce fiecare dintre ele. La unele dintre ele puteți să folosiți un pistol cu aer cald pentru a usca, dar uscarea naturală este cea mai eficientă. Adică puteți să ajutați puțin ca să mai adăugați un strat, dar în final tot trebuie să stea de pe o zi pe alta sau chiar două zile să se usuce complet. La fel, vedeți de câte ori dăm pensula peste pentru a scăpa de aerul prins de dedesubt. Trebuie dat cu atenție, cu finețe, astfel încât să nu distrugem hârtia . Cu cât e mai subțire hârtia, cu atât trebuie să fim mai atenți. Acum rezistă destul de bine cu un șervețel, n-am fi putut să facem așa ceva. Excesul. Cu
cum vă spuneam, lipiciul se va usca transparent, dar totuși să încercăm să fie cât mai puține urme. Și atunci trebuie să așteptăm puțin să se usuce și vom reveni pentru a continua. Bine, odată ce am uscat cât de cât hârtia noastră lipită pe suportul de lemn, vreau să aplic niște pastă de textură și pentru asta am să folosesc un șablon. Acesta este un șablon de la Complex Art din Timișoara și este exact 30x30 de centimetri. Nu l-am mai folosit până acum la icoane, dar cred că va fi ceva interesant. Am să-mi iau un cuțit de pictură, da? Cu care o să întindem pasta. Hai să alegem unul puțin mai mare. Și am aici pasta de textură, tot de la Complex Art Timișoara. Aceasta e fabricată de Pentart, e o firmă din Ungaria. Sunt foarte bune ca raport calitate-preț. Și au îmbunătățit formula. Am mai luat de la ei în trecut, dar nu am fost încântată de calitatea lor. În schimb, am zis să le mai dau o șansă și în ultima perioadă chiar îmi plac produsele lor. Asta este aproape pe terminate. Oricum, un borcănaj în acesta ține destul de mult. Pot să faci destul de multe proiecte cu el. Dacă aplici în strat foarte subțire, poți să folosești și în jurnalul tău de artă. Deci nu e doar pentru tablouri. Deci vreau să aplic peste tot, mai puțin deasupra pozei. Vom merge de jur împrejur și trebuie să avem grijă să nu mișcăm șablonul astfel încât să nu formăm acel efect de poză mișcată. Va arăta urât. Bine, se poate corecta pe alocuri, dar nu, mai bine să evităm. Asta este o pastă de textură mai densă și atunci deja șablonul nostru a aderat la suprafața de lemn. Putem să lucrăm în voie, să nu ne fie teamă că se va mișca, deja e fixat. Vedem ce mai putem să luăm de aici. Să-l întindem bine. Nu vrem să fie nici prea subțire, că atunci
atunci înseamnă că ne chinuim prea mult să-l întindem și riscăm să ne intre pe sub șablon și să arate urât, dar nici prea gros, să nu crape, deși n-am avut situații, când se usucă. E o pastă care e destul de flexibilă când e uscată. Doar că după ce facem acest pas, efectiv trebuie să o lăsăm. Eu poza m-am chinuit puțin cu pistolul de aer cald și am uscat-o. Însă să mai facem o etapă la ea, să nu pierdem timpul. Dar după ce pun pasta aceasta, acum e dimineață, probabil că de seară o să filmez continuarea, pentru că trebuie să-i lăsăm timp să se usuce. Altfel o să o întindem toate. Dacă vreau să mă duc cu vopsea acrilică peste, am să stric ce am lucrat. Și trec la al doilea borcănaș, pentru că s-a terminat. Ok. Și continuăm. Vedeți că rezistă bine în borcan, nu a respirat, a avut acea folie de protecție. Este perfect, nu e nici prea uscat, nici prea ud. Se aplică bine. E ca și cum ai întinde unt pe pâine. Are o textură bună, cremoasă. Ca să putem să întindem și aici. Bine. Și acum va trebui să ridicăm șablonul. Să vedem de unde l-apucăm, că la etapa asta nu m-am gândit și e un șablon cu margine neregulată. Ba, uite, hai că am găsit. Da? Și ușor, fără a-l mișca stânga, dreapta, față, spate, doar îl ridicăm. Da? Chiar dacă am intrat puțin peste fotografie, nu are nimic. Așa, l-am pus deoparte pe o folie de plastic ca să nu murdăresc podeaua, doar că imediat ce opresc videoclipul o să trească să-l bag sub apă, pentru că odată întărită pasta nu o să mai pot să folosesc șablonul. Și acum intru puțin doar să șterg unde am intrat deasupra pozei, ca să nu se întărească totuși. Oricum o să vedeți când venim peste cu vopsea acrilică, nu o să se mai vadă, dar totuși să reparăm puțin. Bine. Da. Deci asta e icoana noastră.
Haideți să mai mergem puțin de jur împrejur ca să luăm ce iasă în relief. Margini, dacă e cazul. Ok. Bine. Da, și acum n-am decât să o las să se usuce și când e gata, revin.